A început cu o pianină digitală la vârsta de 3-4 ani, Casio. Și de acolo îmi plăcea mai mult să explorez sunetele decât să studiez anumite lucrări care le făceam cu profesorul de pian. Și de acolo a apărut și prima dorință de a scrie compoziție, de a dezvolta lucruri pe hârtie, de a face o arhitectură în domeniul muzical. De la Star Wars a început. Puneți că toți eram îndrăgostiți de universul și din filmele vechi și din noua generație. Unii din noștri chiar ne-am cunoscut prima dată cu versiunea 1, 2, 3, deci 2001, 2002, ceva genul ăsta din secolul 21. Și apoi am văzut filmele vechi. Da, adică acolo John Williams este incredibil, e extraordinar de versatil și practic Star Wars nu ar fi ce este acum fără muzica lui John Williams. E mai mult o chestie de concentrare și de idei și de creativitate decât de muncă ore în șir în timpul concursurilor. Deci, asta contează mai mult. Nu e simplu, dar în același timp sunt parțial emisfere diferite folosite. Și merge de la o activitate care este mai mult fizică, de exemplu, cum este pianul, dacă e mult studiu la pian, la o activitate cum e informatică, este o imbinare destul de bună și după aceea invers. Dar, oricum, dacă vrei să faci performanță în două domenii, trebuie să faci sacrificii în altele, de exemplu, cum ai fi viața socială sau petrecerile sau dezvoltarea emoțională. Am făcut clasa 10 și clasa 11 într-un an și e foarte complicat pentru că trebuie, de exemplu, să dai examene de materia de clasa 11 la matematică înainte să o faci și mai parte de matematică, de exemplu, clasa 10 care este referită în clasa 11, dar tu n-ai făcut încă materia respectivă, deci na, sunt gândite logic ca să parcurgă clasele natural și n-aș recomandi mai astfel în program, dar da, mai era timp din când în când, dar nu prea mult. La Iași am început cu facultatea de informatică și conservatorul în același timp. Oricum, visul meu era să studiez muzică de film și am vrut să le continui și să le termin aceste ani în România și a fost foarte bine pentru că sunt unele baze care nu se fac în așa detaliu în anumite universități în vest, mă refer la compoziții. Dacă, oricum, visul meu era să studiez muzică de film și asta am mers în state la Berklee College of Music să fac muzică de film. Cea mai greu era să faci orarul la începutul anului, că erau multe cursuri care se suprapuneau. Și la un moment dat am făcut și anul 3 și anul 4 de conservator în același timp, pentru că trebuia să plec în Statele Unite, deci practic au fost 3 ani într-un an. Și aia a fost chiar greu la făcut orarul. Dar după aceea trebuie să decizi la care cursuri poți să mergi și la care cursuri nu poți să mergi. Mergi numai la laboratoare sau la partea practică. Și da, și eventual trebuie să mai iei prânzul în timpul cursului, că n-ai timp altfel. Partea de informatică este foarte strictă și respectă o anumită programă foarte bine definită și în timp ce tu vrei să explorezi anumite lucrări mai în detaliu și anumite zone de compoziție și nu ai timpul să-l faci, trebuie practic să faci în funcție de intuiție totuși și în anumite zile să scrii cât de mult poți. Dar asta nu e neapărat un lucru bun, câteodată să ai puțin timp în creație, este generator de idei și te face să mergi foarte mult pe intuiție și pe un anumit automatism. De exemplu, James Horner, când a făcut muzica la filmul Troia, a avut numai 12 zile. Și de dimineață la 9 până la noaptea la 3, e scris în continuu, bine, cu o echipă întreagă, dar poți să generezi niște idei extraordinare chiar dacă ai un timp foarte limitat.
Asta e destul de fain, anumite universități din vest și din America, că ai partea de internship-uri, care este în colaborare cu anumite instituții, organizații, studiouri, care nu este așa dezvoltată probabil că în Europa. Și după aceea am lucrat cu compozitori din domeniu, și cu Two Steps from Hell, Thomas Bergerson și cu Hans Zimmer acolo în Los Angeles. Deci îți oferă anumite posibilități, însă tot contează foarte, foarte mult ceea ce poți să faci și profilul personal, pentru că ei nu-ți dau pe gură. Practic îți oferă o listă de oportunități, dar practic tot contează foarte, foarte mult tot ce poți să faci. De multe ori este o discuție cu regizorul în care se discută momentele la care se dorește să fie muzică sau momentele care nu se dorește să fie muzică și ce tip de muzică va fi. De multe ori este editorul care face un temporary soundtrack, adică practic un audio cu cum ar vrea să fie muzica și ia muzică de la John Williams, de la Hans Zimmer, de la foarte multe sunt, erau la un moment dat cu Dark Knight, toate filmele din industrie aveau muzică temporară făcută din Dark Knight la un moment dat, inclusiv filme care nu aveau nicio treabă cu acel gen. După aceea este, în funcție de tipul de film, la TV se merge pe viteză foarte mare, la film ai mai mult timp, dar totuși regizorii realizează că soundtrack-ul se poate face într-un timp mai scurt decât toată producția filmului și de multe ori contactează compozitorul în ultimele săptămâni înainte de ca filmul să trebuiască să fie gata. Și tot procesul ăsta din industrie este destul de organizat. De exemplu, compozitorul nu trebuie să meargă unde este orchestra ca să înregistreze. De multe ori se fac sesiuni la distanță și cu orchestre sau grupuri de muzicieni din Bratislava, din Londra, din Germania, în funcție de costuri și în funcție de disponibilitate. Este unul din motivele pentru care am vrut să dezvolt muzica de film și am mers și la Berkeley, pentru că eram îndrăgostit de muzica din Gladiatorul și ce am putut să facă cu două grupuri de alămuri care înregistrau alternativ secțiuni, pentru că în realitate nu poți să faci cu un singur grup de alămuri în orchestră să sune la fel de bine cât suna în film. Și anumite procedee de creație, efecte, el a combinat orchestra virtuală cu orchestra acustică și da, adică sunt lucruri foarte creative care se întâmplă acolo la, dar iarăși nu este o persoană, acolo sunt 85 de compozitori și fiecare are asistenți, o întreagă industrie și acum mai au și un nou departament, bine, nu chiar nou, de vreo câțiva ani, care lucrează pe TV, deci e o întreagă fabrică de muzică. Dacă înregistrezi în anumită librărie de sunete care durează, să zicem, o lună să le faci, după aceea poți să le folosești în mai multe tipuri de producții și poți să le ai să fie parte din semnătura ta ca compozitor, din vocea ta ca și compozitor și poți să o ții 40-50 de ani. Nu numai anumită librărie de sunete, dacă pui deasupra anumite alte voci, poți să le... Deci chiar dacă sunt sintetizator, poți să le folosești un timp foarte îndelungat. Și așa cum este un stil de a lua sintetizatoare care erau foarte populare în anii 80, 90, 70 și de a le pune chiar proeminent în pădurea acustică de sunete. Da, am încercat să fie cât mai sincretic posibil, cât mai multe tipuri de acte care pot face ca o idee să fie mai ușor înțeleasă de public sau să fie mai expresivă decât este în forma originală și ce se poate face live, desigur. Pe început până în 2010 am observat că la vremea aia nu erau prea multe concerte cu muzică de film modernă, adică
din acest secol. Și văzusem și Trans-Siberian Orchestra, ce au făcut live. Ei au concerte în fiecare, turneu de concerte în fiecare iarnă și un nivel de producție extraordinar în arene de 20.000 cu 1.000 programate și aveau și lasere și orchestră la un moment dat. Mai fost Star Wars in concert, a fost la un moment dat un turneu în care erau secvențe din film și anumiți actori din Star Wars, gen tipul care a făcut C-3PO. Și am observat că nu era ceva genul ăsta la soundtrack-uri mai moderne. Și mă gândeam că este o problemă de producție, adică este mai greu când ai numai orchestră acustică. Bine, sunt mai multe organizații care pot să facă treaba asta, dar când ai și multe instrumente virtuale, și instrumente semplate, sintetizatoare, este mai greu să le faci live. Și de acolo a pornit dorința asta să aduc și publicul românesc și în alte zone muzică de film cât mai recentă, cum ar fi, de exemplu, fost Inception, am făcut Dark Knight, bine, Gladiatorul ăsta e mai mult acustic, dar și alte tipuri de muzică de jocuri și muzică din trailer, de Two Steps from Hell. Prima ediție a fost la București în 2013, cu o chestie mare de 100 de persoane și cor, cred că mai mult, 140, și plus o echipă întreagă de tehnică, care lucrează la departamentul de laser, departamentul de lumini programate, departamentul de sunete, și echipa e distribuită. A fost total, like, exact unde am găsit cei mai buni specialiști care puteam să iau la acel moment. Deci asta mi s-a părut foarte interesant, că foarte multe organizații până atunci trebuia să fie local, trebuia să fie într-un anumit oraș, ca toată lumea să fie acolo. Nu contează foarte mult dacă poți face totul pe Zoom și prin schimburi digitale, adică practic talentul este distribuit la nivel internațional, nu este numai într-un oraș mare, și de asta poți să ai niște persoane extraordinare care decid să locuiască în niște orășele foarte, foarte mici în care nu poți să... Singura modalitate de comunicare și pentru ei ca să aibă un job este la distanță. Și am reușit să lucrez cu niște compozitori extraordinari, cum ar fi și Ivan Torrent, și Thomas Bergeson de la Two Steps from Hell, dar și colaborări cu compozitori de muzică de film, cu John Williams și cu Hans Zimmer pentru partituri și pentru aranjamente. A fost un proiect masiv. Inedit din punctul de vedere al sincretismului. Când ai numai orchestra, te gândești că închizi ochii și asculți muzica, dar când ai atâtea elemente care sunt gândite ca să meargă pentru muzica respectivă, e altceva. Și muzica este foarte cinematică, adică merge foarte bine un suport vizual, cum ar fi și dansul. Eu inițial am avut și efecte pirotehnice, numai compania cu care am lucrat nu și-a ținut cuvântul și n-avea drepturile ca să le folosească. Na, știți cum se mai întâmplă când ești nou în industrie și nu știi ce în tipul de organizație nu mai sunt. Mulți după concert, chiar dacă nu au văzut filmul respectiv, vreau să vadă mai mult. Deci te intrigă muzica respectivă să vezi mai mult din filme. Sunt anumite lucruri un pic mai dificile, pentru că, de exemplu, când ai lumini și nu ai acea lumină albă care stă două ore, este mai dificil pentru muzician să citească muzica. Deci asta este un aspect. Deci chiar dacă armonic și contrapunctic, deci ca și construcții, nu este mai complicată decât lucrări din secolul 20 sau secolul 19, e dificil pentru că ai atât de multe lucruri care se întâmplă în același timp și nu ai aceeași capacitate să te uiți pe partitură, să vezi totul și dirijorul. Deci dacă nu se vede la fel de bine, mai sunt anumite
elemente de sincronizare, practic dacă vrei să te sincronizezi cu lumini, trebuie totul să fie ceas. Și asta e diferit față de modalitatea clasică de interpretare, unde dirijorul el dictează tempo-ul și tot ce se întâmplă pe scenă. Când ai cameraman care merg pe lângă tine, anumite sunete, e mai dificil pentru muzicieni, însă cei tineri le-a plăcut foarte mult și de asta, într-un concert în 2016, am făcut audiții pentru orchestră la zero. Muzicieni care să fie în primul rând pasionați de tipul de muzică și după aceea cei mai buni din ei care pot să interpreteze. Ideea asta de a avea pe un proiector întregul film care merge liniar, nu ai secvențe, ai întregul film cu dialogul original. Studioul scoate soundtrack-ul. Da, și tu ai momente de sincronizare care trebuie să le atingi perfect și să realizezi cu ansamblul live. Cam asta e ideea. Deci poți să ai filme de până la 2 ore jumate, 3 ore cu orchestra, cu orchestra live. Cred că este foarte important când pornești pe o idee și ideea aceea este bună, ai credință că este foarte, foarte, foarte bună, să te ții de ea până când nu mai e nicio altă variantă, dacă se întâmplă. Pentru că dacă te înveți cu eșec, după aceea, pe viitor, ești mai dispus să ai eșecuri. Este un tip de mentalitate și, practic, faptul că te ții la o anumită idee te ajută și ca să îți crești stima de sine, dar și ca să îți folosești creativitatea 100%, să găsești idei și portiții cum altfel nu ai găsi în mod normal. Ce le spune? Să prioritizezi a face bani cât mai târziu în viață, adică nu neapărat când ai 20 sau 30 de ani, pentru că nu e neapărat cel mai important lucru, adică chiar dacă ți se pare că este extrem de important, tu dacă investești pe un lucru care îți foarte place foarte mult, ești cel mai bun, devii cel mai bun din toată lumea la lucrul acela extrem de specific. Și în felul ăsta poți să faci lucruri care alții n-au răbdare să le facă. Stai pe problema aceea mai mult ca alții. Și poți să ajungi pe termen lung să fie totul mult mai bine și să ai un impact mult mai mare. Deci e important să aibă răbdare și determinare. În fiecare zi să încerci să faci ceva către anumit țel care îl vrei. Și să nu asculți foarte mult de persoane în jur care zic că nu-i bun, că ai 100.000 de păreri din jur și tu știi cel mai bine direcția respectivă. Asta spunând, este bine să ai o modalitate ca să te poți întreține dacă ai, în special în domeniul respectiv, ca să poți face. Pentru că sunt foarte, foarte multe artiști care nu au aproape nicio capacitate ca să își vândă ideile respective sau nu îi interesează deloc și asta poate să ajungă într-o stare în care dăunează arte efectiv.